Bună ziua, domnule consilier județean. Bună ziua. Domnule consilier județean, ați participat ca de obicei, ați fost alături de primăria Budești pentru a ieși dintr-un impas. Fostul consiliu local a fost completat astăzi cu încă un număr de 5 consilieri locali. 5 consilieri locali. Deci, în primul rând, dați-mi voie să vă prezint. Sunt Laurențiu State, președintele ALDE al filialei județene ALDE Călăraș. Astăzi vreau să mulțumesc domnului primar pentru dăruirea pe care a avut-o și întregii echipe care a fost alături de dumnealui și au dat, astăzi au dat cu adevărat dovadă de o maturitate politică ca să facă în așa fel încât și orașul Budești să intre într-o normalitate a lucrurilor ca urmare a voinței neortodoxe, aș putea spune, din partea unor foști membri ai Consiliului Local Budești. Vreau să mulțumesc și celor care au avut calitatea de supliant și cu ocazia ședinței de astăzi s-a intrat într-o normalitate a lucrurilor, au fost validați, s-a ajuns la un număr de 12 consilieri în momentul acesta. Chiar 13. Da, și așteptăm totuși ca și PNL-ul să dea dovadă de maturitate politică și să își reglementeze această situație în ceea ce, în ceea ce prevede reprezentarea numărului de mandate care le-a fost atribuit ca urmare a voturilor din alegerile locale din 2016, prin a-și completa consilierii în Consiliul Local al orașului Budești. Cum apreciați, domnule State, demisia fără motiv a consilior din diferite partide politice? Fiecare este liber să își exprime punctul de vedere după cum dorește, dar, bineînțeles, are obligația morală să motiveze opinia pe care și-a ales-o sau calea pe care dorește să-și o urmeze. Vreau să spun cu toată sinceritatea și responsabilitatea mea, cred că domnul primar este la sentimentul meu, am fost liderul politic al partidelor care constituie acest Consiliu Local la nivelul orașului Budești, care am fost de fiecare dată aproape de dumnealor și am încercat prin toate puterile mele ca acest Consiliu Local să nu se ajungă în situația în care s-a ajuns și tocmai din acest motiv evidențiez încă o dată maturitatea de care s-a dat dovadă pentru a se reveni într-o normalitate a lucrurilor, pentru că, să știți, în orașul Budești sunt foarte multe lucruri de făcut. Trece acest mandat dacă nu înțelegem că numai într-o unitate putem să depășim aceste momente și să deblocăm într-un fel situația să se intre pe această aprobare a bugetului pe anul 2019, care este foarte târziu, nu s-a aprobat, pe să nu se mai întâmple ce s-a întâmplat anul trecut, când unii, nu știu, colegi rău intenționați, da, aș putea spune, n-au avut în vedere că au niște obligații morale și niște obligații, niște datorii de servici, au pus în imposibilitatea aprobării bugetului și a plăților restante care erau la nivelul UAT Budești, prin tot felul de subtertipuri de lor de concilii medicale. Știm foarte bine că anul începutul anului 2018, ca urmare tot a unei, așa zise, grupări dies rezist, s-a ajuns în situația în care a fost aprobat bugetul fără listă de investiții și funcționarea anului 2018 a fost foarte greoaie. Foarte, foarte greoaie. Sper că anul acesta, prin reîntregirea acestui Consiliu Local, prin maturitatea și conștiinciozitatea oamenilor și, bineînțeles, prin această dăruire a domnului primar și a domnului viceprimar și a întregii echipe a aparatului de specialitate aici, cred că este momentul ca oamenii din aparatul de specialitate al domnului primar să conștientizeze că au niște obligații conform îndatoririlor de servici și trebuie toată lumea să pună osul la treabă și să își îndeplinească datoriile de servici. O ultimă întrebare, domnule președinte. La Budești funcționează corect această alianță între PSD și ALDE? Noi, jurnaliștii, am observat-o. Dacă veți susține ca și președinte al acestei formațiuni, al ALDE Călăraș, inițiativa propusă de președintele Senatului, domnul Tăricianu, privind introducerea de gaze în localități printre care și, iată, orașul Budești a aplicat. Da, este din datele pe care le țin. Se pare că există o inițiativă la nivelul Consiliului Județean Călăraș
în care urmează a se introduce gaze în marea majoritate a localităților din județul Călăraș. Știu că și orașul Budești este prins în acest proiect. Avem promisiune din partea domnului președinte al Consiliului Județean Călăraș, domnul Iliuță, că nu va neglija orașul Budești și cu siguranță și la Budești, și nu numai la Budești, în mai multe localități din județul Călăraș, adiacente Budeștiului, vom avea în cel mult un an și jumătate, vom avea gaz. Mulțumesc. Domnule primar, cum apreciați prezența consilierilor noi? Iată, altă echipă s-a format alături de dumneavoastră, alături de proiectele pe care doriți să le continuați. Ce aveți să le transmiteți noilor consilieri, dar celor din Budești, din localitățile... Este o impresie pozitivă, oamenii sunt încrezători, sunt entuziasmați. O mare parte din cei noi veniți, cred că se află la primul mandat, au venit cu dorință de a face bine. Aceasta e cea mai importantă problemă care o are localitatea acum, ca oamenii să conștientizeze că este nevoie să facem ceva. Lucrurile bune merg înainte? Mergem înainte. Se pare că blocajul care s-a dorit a fi inițiat a luat sfârșit. De luni la treabă toată lumea. La treabă, la muncă? Continuați cu cele patru proiecte? Continuăm, bineînțeles, cele patru proiecte mari pe care le-am tot repetat. Canalizare, apă, asfalt și gaz. Continuăm și cu proiectele care n-am reușit anul trecut să le ducem la bun sfârșit din diverse motive pe care eu le-am mai prezentat. Mă refer la băncile și coșurile de gunoi, la sistemul de supraveghere video și la canalizarea pluvială. Deci transmiteți la final cetățenilor? Le transmit multă sănătate și să aibă încredere în noua echipă a Consiliului Local. Vă mulțumim. Și eu vă mulțumesc.